Marți 31 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au dat amenzi de 46.000 de lei în urma unor controle pe linia prevenirii și combaterii faptelor de contrabandă, evaziune fiscală și comerț ilicit. Au fost verificate 72 de societăți comerciale, întreprinderi familiare sau individuale, persoane fizice și au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 de lei. De asemenea, a fost constatată o infracțiune fiind confiscate bunuri în valoare de circa 1.030 de lei, constând în țigări și produse industriale.